Um, haideți să vedem, ia să pun eu aici notificare, bă, să mă țineți la curent cu scorul, scorul cu naționala de fotbal Nici nu știam că e meci astăzi um, Habar n-aveam um, Oricum, vă țin, vă țin la coerent, la pauză, este pauză, din nou e pauză Păi de ce am mai luat pauză dacă a fost aia de 40 de minute, nu le-a ajuns pauza, zic că băi, gata mă În continuare, în continuare, hă? Dați-i drumul în continuare. Deci, stimați cetățeni, eu am fost luat prin surprindere. Zic, cum s-a întrerupt meciul? Dar de la ce? Dar de la ce s-au luat? Dar ce s-a întâmplat? Deci era un banner. uleu! Era un banner în tribune? Da, de la un banner din tribune. Și că da. Și inițial am zis că, mă rog, jucătorii de la Kosovo s-au retras de pe teren. Ei. Adică au zis, nu se poate ce banner este în tribune. Nu suportăm așa ceva. Eșim de pe teren. Și am zis, pe bune, chiar așa? Uh, pentru că, vedeți, uh, așa m-am gândit prima dată, dar și că nu, observatorul UEFA s-a însemnat. Și a zis, așa să știa de ultimul uite, asta e. A zis, băi, asta mă, ce scrie acolo așa? Kosovo e Serbia. Asta e un mesaj care, nu, care contravine regulamentului UEFA. Opriți meciul, opriți meciul. Doar că deasupra scria și Basarabia e România. Aoleu, stimați cetățeni! Dacă intrăm în asta cu Basarabia, dar nu intrăm, că n-am, Doamne ferească Dumnezeu, mi se pare infinit, mai periculos în situația actuală, mai periculos uh, pentru mine, comentator. Infinit mai periculos Basarabia România decât Kosovo e Serbia. În situația în care ne ne găsim geopolitică, sigur, în, uh, la asta mă refer. Deci, s-a văzut observatorul pe el, la, cred că l a luat de ochi, Kosovo e Serbia. Oricum, toată lumea n-a comentat decât în legătură cu asta. Ceea ce e corect, pentru că Basarabia e România, mai bine nu vezi. Adică, zici, ce a scris acolo, nu știu, eu n-am văzut. Am văzut doar aia cu Kosovo e Serbia. Corect așa, dar ce deci, până la urmă observatorul UEFA a zis stați puțin sau încălcat regulamentele UEFA terminați-vă cu asta, pauză și-au întrerupt meciul 40 de minute nici nu eram înțeleg, eu nu, nici nu știam că e meci, deci nu m-am uitat deloc, dar am aflat și eu de la unii de să uitau la meci că unii nici nu și-au dat seama că s-a întrerupt meciul adică atât de prost era meciul că atunci când s-a întrerupt mulți nu și-au dat seama au crezut că meciul continuă uh, în nota obișnuită așa um cumva m-ar fi enervat foarte rău. Deja mă mâniasem pe păi, jucătorii de la Kosovo și zic, cum bă? Dar după aia zic, stai mă, că de fapt observatorul UEFA. Că Când bă, stai așa, chiar un naturelul așa de simțitor, pe bune. În primul rând, România nu recunoaște Kosovo. Deci România nu recunoaște Kosovo. Nu, nu, recunoaște statul Kosovo. Și mai sunt câteva țări din Uniunea Europeană, din care facem și noi parte, mă rog, nu facem parte din Schengen, dar din Uniunea Europeană facem parte și mai sunt câteva țări din Uniunea Europeană care nu recunosc Kosovo. Dar UEFA recunoaște Kosovo. De-aia e o națională de fotbal. Și noi jucăm, deci, cu națională unui stat pe care noi nu-l recunoaștem. Și nu ne-am mai dat ochii peste cap să zic, stai, doamne, puțin. Păi cum să jucăm noi cu Kosovo? Când... Cine e Kosovo? Că noi nu recunoaștem. România nu recunoaște statul Kosovo. Deci, și cu toate astea, jucăm, Da, zic, bă, chiar așa, natural simțitor. Acum, și UEFA mi s-a părut, totuși, foarte. adică, bă, chitită, 40 de minute întrerupere pentru un rahat de banner, totuși, pe bune? Da. Și ci că am fi putut, ar fi putut Naționala României să piardă cu 3 la 0. Ai, dă-mă, dacă s-ar fi întâmplat și asta. Deci, dacă s-ar mai fi întâmplat și asta, stimați cetățeni. Oricum, mi se pare e, infinit mai comentat subiectul ăsta. S-a întrerupt meciul vieții decât suspendarea pe patru ani a Simonei Halep. Mi se pare mai comentat subiectul cu bannerul pește-prăjit. Acum, vă mai țin și la curent așa cu acta, am intrat repede să mă uit, să văd. Unul de la Kosovo a luat roșu, pentru că a luat două galbene. Pentru că a luat și al doilea cartonaș galben. Deci după ce s-a reluat partida pe minutul 30 sau 31, înțeleg că s-a întrerupt 40 de minute, s-a reluat și după ce s-a reluat, ăla, al jucătorul de la Kosovo, a luat încă un galben, că mai luase unul și atunci roșu și l-a dat afară. Deci îți dai seama, totuși, ăla a intrat în meci, a făcut o pauză de 40 de minute, a revenit în meci ca să aibă de unde să iasă din nou. Mai bine nu mai ieșea deloc. Adică ziceam, domne, nu? Adică în economia... Uh, dar meciul e intens, că nu, nu înțeleg că e foarte important. La, pentru ce jucăm noi asta? Nu e amical, nu? E, are ceva. Ce? Finala campionatului mondial, ce Nu știm. În sfârșit. Ceva calificări? Bă, nu zic că e ceva important, nu... A, îmi spune cineva că totuși nu contravine regulilor UEFA. Bun, eu zic să ne hotărâm. Cine a oprit meciul și de ce? Fanii au aprins în minutul 18 torțe în spatele porții cosovarului Arijanet Muric. Super. Astfel că arbitrul francez... Super îl cheamă, în sensul ăsta. Astfel că arbitrul francez Vili de la Jeud, Oh! a decis să întrerupă jocul. Aole, dar de câte ori s-a întrerupt băi, în jocul ăsta? De câte ori s-a întrerupt? Deci odată pe torțe, odată cu... Uh, asta, nu se poate. Um, ok. Arbitrul a trimis echipele la vestiare. Deci arbitrul... A, a, trimis echipele. Ok, dacă se întâmplă ceva important și geopolitic, fotbalistic, ci că și să se întâmple ceva important, nu sunt. Așa mi se transmite, eu nu mă uitai la meci. Așa. Da, îmi transmit cetățenii în continuare, avizați că de fapt, care se uitau la meci, eu nu m-am uitat, jucătorii de la Kosovo ar fi ieșit de pe teren pentru că nu suportau în tribune acel banner, atunci au ieșit de pe teren. Deci, până la urmă, ci că nu, spun altceva, că nu observatorul OF ar fi întreagut jocul, ci jucătorii de la Kosovo cu naturelul simțitor. Ok. O, oh, Doamne! Foarte complicat este să dai cu șutul în minge, până la urmă. Adică implică multe, multe aspecte. Asta e din ce în ce mai complex să dai cu șutul în bilă. Am văzut că e, e complicat să dai cu racheta în mingiucă, pentru că atâta s-a cu ține, cu jucătorii ruși, ba chiar și cu ea din Belarus, ba vai, 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 ce a fost. Acum văd că totuși Medvedev, jucător rus, care n-a putut să joace anul trecut la Wimbledon, pentru că e rus, a putut să joace la US Open și jucă chiar finala cu sârbu, ce să vezi, Djokovic. Totuși așa ceva deci, nu știu dacă e legal, dar e legal să fie finală la US Open, finală între un rus și un sârb? E legal? Eu cred că ar trebui interzis prin regulament. Așa, cred că ar fi. În sfârșit, imediat ce se întâmplă, vă pun la curent. Păi, dar nu vă pune la curent. Instantaneu vă.